Neața, Dani, neața tuturor. Mirea are într-adevăr proprietăți benefice, dar pe unele tindem să le supraestimăm. Ne-am format obiceiuri, consumăm miere. Haideți să vedem care sunt mituri și care sunt adevăruri în aceste consumuri de miere. Discutăm cu medicul pediatru Ilinca Tranuliț. Bună dimineața, Ilinca! Bună dimineața! Ești și mamică, ai 3 copii. Să vedem, tu le dai miere sau nu? Te dau miere, ocazional. Ocazional, pentru că nu este bine să facem excese. Categoric. Uite, este un obicei pe care îl practică, cred, toți părinții. Obișnuim să ne punem miere în ceai, tocmai ca să nu, sau nu neapărat, în lichid în general, ca să nu îndulcim cu zahăr. Este mai bine sau nu? Este mai bine să folosim mierea în ceai sau într-o limonadă acum pe perioada verii. Mierea față de zahăr, pe lângă gustul bun pe care îl dă, are beneficii suplimentare, are vitamine, are minerale și atunci putem avea parte de niște lucruri în plus de la miere. Trebuie însă să nu ne îmbătăm cu apă caldă. Acest consum de miere nu trebuie să-l ducem la extrem. Deși are beneficii, nu trebuie să o folosim prea des. Orice gust dulce pe care îl oferim copilului înseamnă că îi oferim ocazia să-i placă acest gust dulce și să-l ceară mult mai des. Ok, și atunci de la ce vârstă ar trebui să începem? Este interzisă folosirea mierii în primii 2 ani de viață. Ea poate da botulism, boală ce afectează musculatura și poate avea un final tragic. În primii 2 ani, deloc. După 2 ani, putem ocazional folosi mierea ori în băuturi. Atenție, nu punem mierea într-un lichid foarte fierbinte, într-un ceai, pentru că își pierde din proprietăți. Așteptăm să se mai răcească ceaiul și apoi o adăugăm. O putem folosi în limonade din când în când sau pur și simplu pe un sandwich, o pâinică cu unt și cu miere sau chiar și pe stomacul gol o putem da din când în când. Dar este un moment al zilei mai bun în care putem să-i dăm copilului? Să spunem dimineața ar fi mai indicat decât în alte momente ale zilei? Nu știu dacă există studii chiar atât de exacte, dar dulcele ăsta dă energie copilului, drept care parcă nu îi l-aș da seara, l-aș da mai curând dimineața. Totuși, se știe despre miere care și rol antibacterian sau că poate ajuta la calmarea tusei. Poate dacă am un copil răcit care tușește, după ce am consultat medicul și eu urmez tratamentul medicamentos, pot să ajut tusea copilului să o liniștesc și cu un ceai cald cu miere seara, dar doar ca excepție în perioada de viroze. Pentru că vorbeai de rol antibacterian, întrebau unii părinți dacă ar putea să pună pe arsură. Există aceste teorii, dar este un lucru periculos. Chiar dacă au existat câteva arsuri care au evoluat bine sub acțiunea mierii, nu este valabil pentru toate tipurile de arsuri și atunci este riscant. Riscăm să ducem la suprainfecția rănii și la agravarea problemei. Drept care, întâi consult medical și respectăm sfaturile doctorului. Deci, toate aceste măsuri naturiste, e bine totuși să le folosim cu măsură, înainte de toate să mergem la medic, exact. Să nu ne tratăm după ureche, cam asta ar fi prima regulă înainte de exact. Toate. Exact, o arsură foarte profundă cu rană adâncă poate suferi foarte mult din aplicarea a tot felul de alte substanțe care nu sunt complet lipsite de bacterii. Mulțumim foarte mult, Ilinca. Sper că am demontat așa o serie de mituri și să vedem cum consumăm în continuare această miere. Cam acestea sunt informațiile de aici, băieți. Înapoi la voi. Mulțumim!